când tu prin Duhul tău sfânt ai schimbat pasul meu pe pământ. Drumul mi-ai netezit, viața mi-ai ocrotit, fiindcă tu m-ai iubit, m-ai iubit. Iisuse, îți mulțumesc și te slăvesc, tot ce stau e atât de puțin. Să te privesc.
dar de mărire a gândirii mereu, de când l-am găsit pe Iisus la Calvar. El mi-a dat o lină sfântă, pace sufletului meu, și sunt liber, fericit, prin alt salvat. Inima mi-a cântat scântarea, plină de nespuse bucurii. Mai frumos nici îngerii nu cântă ca acei din Valea Plângerii. Cât de mult doream să aflu drumul cel adevărat, cineva să-mi ia păcatul dureros. Am aflat că El o sânta la Golgota a purtat, și-am venit atunci la cruce bucuros. Inima mi-a cântat scântarea, plină de nespuse bucurii. Mai frumos nici îngerii nu cântă ca acei. Câtă frică și întuneric pe cărarea mea erau, când umblam rătăcitor fără Iisus. Am adus la El povara și atunci și viața mea, bucuria și lumina au pătruns. Inima mi-a cântat scântarea, plină de nespuse bucurii. Mai frumos nici îngerii nu cântă ca acei. Despre casa unde veșnic fericirea voi gusta, în eternul strălucitul meu panar. Față-n față, față-n față, în mărire pe Iisus îl voi vedea, și cu sfinții voi da slavă neîncetat. Inima mi-a cântat scântarea, plină de nespuse bucurii. Mai frumos nici îngerii nu cântă ca acei din Valea Plângerii. Inima mi-a cântat scântarea, plină de nespuse bucurii. Mai frumos nici din Valea Plângerii. Amin. Dragilor, în numele Domnului Iisus Hristos, am vrea să vă salutăm pe toți cu multă pace de la Domnul și cu multă binecuvântare. Este o zi în care, iată, Dumnezeu așa a rânduit să fim în după masa aceasta aici, în curtea Bisericii Pentecostale din Căianu Mare, un loc unde am vrea Dumnezeu să ne vorbească.
un loc în care am vrea Dumnezeu să-și înalțe fața peste noi și am vrea numele Lui să fie înălțat. Aș vrea pentru început să citesc un cuvânt din Scriptură care aș vrea să ne motiveze pe noi toți să aducem laudă Domnului, să aducem glorie Domnului, pentru că El merită totul. Și apoi o să rostim o rugăciune pe care fratele Boca ne va conduce în această rugăciune. Aș vrea să ne rugăm pentru slujirea celor care deja au cântat pentru gloria și slava Domnului, grupul de la Baia Mare, de la Muntele Sionului, împreună cu fratele Sami Bârsan, Domnul să-i binecuvinteze. De asemenea, pentru cântare este fratele Pomotaru din Ucraina. Ne rugăm, Domnul, să lase ungere sfântă și peste el. Pentru slujirea din cuvânt, mulțumim lui Dumnezeu pentru fratele Carlos din Venezuela. Dumnezeu să-l binecuvinteze pe el și soția lui, Domnul să-i binecuvinteze. De asemenea, avem pe fratele Vlad, care va traduce astăzi, pe fratele Carlos, Domnul să-l binecuvinteze. Fratele Valeriu este un căienar de-al nostru, ia să zic un duplicant de-al nostru, dar suntem în aceeași comună. Domnul să-l binecuvinteze, ne rugăm pentru fratele Valeriu, Domnul să-l folosească în ziua aceasta. Și am vrea toți să fim folositori Domnului în ziua aceasta. Și poate vă întrebați, dar cum aș putea eu, un om care am ocupat un scaun aici, să vedem și eu ce se întâmplă? Am putea și ați putea să fiți folositor Domnului, rugându-vă pentru cei ce slujesc, cerând de la Domnul astăzi un cuvânt și am vrea să o facem împreună. Dând cinste cuvântului lui Dumnezeu, vă invit să stați ridicați cu toții și, așa cum am spus, citesc un cuvânt din Scriptură, și anume un psalm iubit de mulți dintre noi, psalmul 100. Și el glăsuiește astfel: strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului, nu numai penticostalii, nu numai baptiștii, nu numai ortodoxii, și toți locuitorii pământului să strigăm de bucurie. De ce? Pentru că Domnul este bun. Pentru că Domnul este mare. Binecuvântat să fie numele Lui. Pentru că astăzi eu mai pot să mișc mâna și pot să stau înaintea dumneavoastră, este că Dumnezeu este mare. Și Dumnezeu este bun, binecuvântat să fie numele Lui. Continuă psalmistul și glăsuiește: să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, a Lui suntem, noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui, binecuvântat să fie numele Domnului. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui, lăudați și binecuvântați numele, căci Domnul este bun. Bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Aș vrea în momentele care urmează să fim cu ochii închiși și fratele Boca va rosti această rugăciune. Și dacă Domnul ți-a făcut bine, fii recunoscător în această rugăciune, în taină înaintea Domnului, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ca și început de rugăciune, vom rosti cu toți rugăciunea Tatăl nostru și apoi voi continua. Tatăl nostru care locuiești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-ți-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum iertăm și noi a greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. A Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Tată din ceruri, îți mulțumim, Doamne, în primul rând că suntem într-un loc acesta, Doamne, unde putem chema numele Tău. Aleluia. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că suntem la așternutul pișilor Tale. Îți mulțumim, Doamne, că ce mai dau o să o zi la firul vieții noastre, Doamne, și nu ne-ai curmat firul vieții noastre, Doamne, și ai îngăduit în această zi, Doamne, să mai ascultăm cuvântul Tău, cuvânt de împăcare cu Tine. Și am dorit ca Dumnezeu, Tu care locuiești în ceruri,
să deslănești un ogor nou în ziua de astăzi și sămânța care va fi semănată să aducă roadă la vremea potrivită. Îți mulțumim, o Doamne Dumnezeule, pentru această oportunitate. Îți mulțumim, o Doamne Dumnezeule, fiindcă ești minunat, Doamne. Binecuvântează, Doamne, cântarea de laudă. Binecuvântează, Doamne, mesagerii Lui. Umpli, Doamne, cu putere și cu Duhul Sfânt, Doamne. Ai în vedere Evanghelia, cuvântul Tău, Doamne, și mesajul pe care Tu l-ai pregătit pentru noi prin robul Tău, Carlos. O, Doamne, să fie ca o rană dădătoare de viață. Binecuvântează-ți, Doamne, Dumnezeule, mesagerul, și nouă să-mi dai o inimă deschisă, ca să putem strânge cuvântul Tău în inimile noastre, ca să nu păcătuim. Așa, de fapt, spunea David altădată, strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc. Doamne, ajută-ne și nouă să facem la fel, Doamne, și numele Tău să fie slăvit și binecuvântat. Încredințăm, Doamne, slujba din ziua de astăzi în mâna Ta și în brațul Tău și credem că și Tu vei face mai mult decât știm de cere. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragii mei, aș vrea această strigare de bucurie către Domnul să se vadă peste fețele noastre. Dimineață când am intrat la Dobric, în casa de rugăciune, după un moment oarecare, a intrat o soră care la un picior are probleme și doctorii au început să taie din primele degete și, bineînțeles, propusă pentru amputarea piciorului și venea cu cârja și am văzut atâta bucurie pe fața ei. Și m-am gândit, Doamne, eu mă bucur de toate mădularele când sunt sănătoase, funcționează bine. Și o femeie care judecățile noastre, spunem noi, n-ar fi meritat să treacă prin astfel de încercări. Dar Dumnezeu este stăpân peste toate lucrurile. În ziua aceasta, dragilor, cu toți avem motive de bucurie înaintea Domnului. Motive prin care sufletul nostru, inima noastră să tresară de bucurie către Domnul, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă salutăm pe toți în numele Domnului Iisus Hristos, vă mulțumim că ați ales să fiți cu noi la închinare în ziua aceasta, în după masa aceasta, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aș vrea să fie motiv de rugăciune frații care am amintit, care slujesc, slujirea lor va fi una benefică dacă vom fi și noi parte la această lucrare. Ne vom ruga pentru ei. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Salutăm pe fratele Paul, primarul comunei noastre, Domnul să binecuvinteze, pe domnul director, pe domnul Ovidiu, de asemenea, Domnul să binecuvinteze. Și am dorit înălțat în dupămasă aceasta, în locul acesta, să fie numele Domnului. Unul dintre frați, când am ajuns aici la stradă să intru, după ce am parcat, am zis, cum facem? Intrăm înăuntru sau rămânem afară? Și unul dintre ei a fost foarte credincios, a zis, rămânem afară că Dumnezeu va da un timp frumos și prielnic pentru a sta în prezența Domnului. Și pentru aceasta spunem, lăudat să fie numele Domnului. Dorim grupul de la Baia Mare să laude pe Domnul cu un grupaj de cântări, apoi dorim ca Domnul să-l folosească de asemenea în cântare pe fratele Pomotaru, Domnul să lase ungere sfântă. După grupajul acesta de cântări, a grupului de la Baia Mare și a fratelui Pomotaru, Domnul să binecuvinteze pe fratele Paul, să aibă un cuvânt pentru noi și în inima mea, dacă este ceva, este ca satul meu, ca comuna mea să fie binecuvântată de Domnul. Și aș vrea într-un mod special să ne rugăm pentru comuna noastră. Dragilor, eu mă uit, aseară am avut așa puțin timp și am stat până ce s-a înserat și m-am uitat așa cum a sfințit soarele, cum cântă păsările și am zis, Doamne, ce mare ești! Uneori le mai trimit la prietenii mei din Spania câte o poză cu România și știi ce spun ei? Cu locul unde noi locuim. Păi vouă nu vă mai trebuie rai, că voi l-aveți pe pământ. Frații mei, dragilor, avem o comună
deosebite. Dumnezeu ne-a binecuvântat. Dumnezeu să ne binecuvinteze și aș vrea în rugăciunea aceasta, pe lângă ceea ce fratele Paul va avea în inimă să ne rugăm, să o facem cu bucurie înaintea Domnului, Domnul să binecuvinteze comuna noastră în continuare cu pace, cu oameni care cu adevărat să aibă frică și teamă de numele Domnului și această rugăciune, după cuvântul fratelui Paul, o să aibă fratele păstor, fratele Inu, fratele meu de corp, Domnul să-l binecuvinteze, va mijloci înaintea Domnului în această rugăciune. Fiți binecuvântați de Domnul și fie Domnul să aducă pace în inimile fiecăruia. Amin. Ne bucurăm mult să fim în această dupămasă împreună cu voi. Am venit eu cu mare drag de la Baia Mare, la Căian. Suntem împreună cu Dani Câmpian, Ruben Ionuț și Sami, care coordonează acest grup și ne bucurăm că putem să slujim. Ne bucurăm să slujim împreună cu fratele Vadim aici și așteptăm cu nerăbdare să ascultăm mărturia fratelui Carlos. Eu pentru aceasta am venit. Domnul să fie slăvit! Ne bucurăm că nu suntem singurii din Maramureș cu voi și vă rog să nu vă supărați dacă o să rog pe cei din Maramureș să se ridice în picioare. E o familie foarte mare, familia Mureșan. Sunt numai 16 frați, au venit un sfert dintre ei, cred. Domnul să vă binecuvinteze. Pe lângă dumneavoastră, cei din Căian, din Dobrig, de unde mai sunteți, ne bucurăm să fim și noi de la Maramureș. Și vrem să lăudăm pe Domnul, El este vrednic să fie înălțat. La tine este iertare ca să fii de temut. Te slăvesc, Domnul meu, pururea. Haideți împreună să lăudăm numele Domnului. Doamne, auzi glasul meu și ascultă cererea mea. Dacă Tu ai păstra ale noastre greșeli, oare cine ar mai sta în fața Ta? La Tine iertare ca să fii de temut, Te slăvesc, Domnul. La Tine iertare ca să fii de temut.
slăvesc, Domnul meu, pururea. Nădejdea întreagă în tine mi-o pun și aștept mântuința ta. El te eliberează de îți predai lui azi viața ta. El te eliberează prin sângele ce-a curs pe Golgota. Dacă ai o problemă, dacă te doare spatele, dacă te doare capul, mergi la medic și spui, îmi va rezolva problema. Însă atunci când ai o durere în suflet, atunci când te apasă un lucru, spui, Doamne, te rog, ai milă, cum spunea orbul, ai milă de mine, vino sincer înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, Tu cunoști trecutul meu, Tu cunoști problema mea, lasă eliberare pentru că vin la Tine sincer, Dumnezeu să cerceteze pe fiecare. Amin. De povara lui Iisus, de povara de păcate, ca să nu mai fii pierdut, să nu fii condamnat la moarte, ca să nu mori în păcat, de Iisus să fii salvat. El te eliberează, El te eliberează, viața ta. El te eliberează, El te eliberează prin sângele ce-a curs pe Golgota. Viața lui Iisus, schimbă-ți hainele murdare, El te poate curăți, să ai parte de iertare, să trăiești cu o veșnicie, cu El în cer, cu bucurie. Te eliberează, te eliberează, viața ta. El te eliberează, El te eliberează prin sângele ce-a curs pe Golgota. Lasă lumea păcătoasă, azi renunță la păcat, fii pierdut, fii-o acasă, El te face fiul său, fiul iubit de Dumnezeu. El te eliberează, El te eliberează, te înfredai lui azi viața ta. Prin sângele ce-a curs pe Golgota. El te eliberează, El te eliberează, te înspre dai lui azi viața ta. Slavă Domnului în veci!
viața să-mi o iei și să-mi o ridici toate de aici, în cerescul rai și atâtea să-mi dai. Nu știam că vrei viața să-mi o iei și să-mi ridici toată de aici, în cerescul rai și atâtea să-mi dai. Când m-ai întâlnit, cunoșteam, dar te presimțeam, căci iubirea mea tu vei rămânea și pentru vecii focul ei să fii. Nu te cunoșteam, dar te presimțeam, căci iubirea mea tu vei rămânea și pentru vecii focul ei să fii. Când m-ai întâlnit, mi-ai dat și m-ai ridicat din alt din comar pe înălțim de clar, ca să pot cânta veșnic slava ta. Mâna tu mi-ai dat și m-ai ridicat din adânc amar pe-nălțim de cal, ca să pot cânta veșnic slava ta. Când m-ai întâlnit, l-ai pus și m-ai îmbrăcat cu veșmânt curat, ca să pot lăuda veșnic slava ta. Duhul tău de sus în mine l-ai pus și m-ai îmbrăcat veșmânt curat, ca să pot lăuda veșnic slava ta. Ca să pot lăuda veșnic slava ta. Stimați credincioși, vă salut cu salutul Pace Sfântă pe toți. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această seară binecuvântată de El și pentru că avem parte și de o vreme bună. Nu este nici prea cald, nu plouă, este un timp răcoros și este un moment
potrivit și prielnic să fim în prezența Cuvântului lui Dumnezeu. Câteva gânduri vreau să am și eu pentru dumneavoastră în această seară. În primul rând vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că sunt aici. De fiecare dată când am ocazia să fiu într-o biserică și să mă rog și să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru toată bunătatea Lui, este un moment de bucurie pentru mine, pentru că putem fi și în alte locuri. Putem fi pe un pat de spital, putem avea o problemă, putem avea un necaz, o suferință, dar pentru simplul fapt că suntem bine, că suntem sănătoși, că putem fi la biserică și să ne rugăm lui Dumnezeu și să-i mulțumim lui pentru toate, este un motiv și sunt motive de bucurie și de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Poate noi ne-am obișnuit cu aceste lucruri, poate ni se par o rutină, dar cred că doar atunci când avem probleme știm să prețuim vremurile bune când nu am avut probleme. Și pentru că trăim vremuri destul de agitate, am trecut printr-o pandemie, câțiva ani am fost chinuiți cu restricții, cu probleme, cu necazuri. Acum, la fel, suntem speriați de tot felul de vești pe care le auzim pe internet, la televizor, la radio, în stânga sau în dreapta. Se vorbește de războiul din Ucraina, se vorbește foarte mult de foarte multe probleme, de scumpiri, de taxe și noi de cele mai multe ori stăm și ne întrebăm și analizăm și medităm și ne gândim încotro va apuca lumea aceasta. Ca și creștini, pentru că cu toții suntem creștini, cu toții mergem la biserică, indiferent de confesiunea noastră religioasă și toți, câți ne aflăm în această curte, credem în Dumnezeu. Nu cred că este cineva aici care să nu creadă în Dumnezeu, indiferent de confesiunea noastră religioasă. Eu am fost întotdeauna pe principiul că atunci când noi toți, cei care formăm marea familie creștină, ne unim în rugăciune la adresa lui Dumnezeu, să căutăm lucrurile care ne aduc împreună, să căutăm lucrurile care ne aseamănă, să căutăm lucrurile care ne unesc și să lăsăm deoparte lucrurile care ne deosebesc și care poate sunt motiv de dezbinare între unul și altul. Vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră pentru prezență, pentru că v-ați lăsat din timpul dumneavoastră, fiind o zi de duminică și ați venit aici, să ascultați Cuvântul lui Dumnezeu, să vă rugați și să-i cântăm cu toții slavă și glorie lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă răsplătească pentru asta. Vreau să mulțumesc și bisericii locale din Căianu Mare pentru această organizare, tuturor factorilor implicați și slujitorilor care s-au implicat în organizarea acestui eveniment. Văd, uitându-mă în această curte, foarte mulți prieteni ai mei de aici și din alte părți. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit. Mulți dintre dumneavoastră ați răspuns favorabil și invitației mele și altor invitații și Dumnezeu să vă răsplătească și să vă binecuvinteze. Și vreau să las în încheiere un verset din Cuvântul lui Dumnezeu care mie îmi place foarte mult și cu care eu mă încurajez, pentru că de multe ori când suntem la intersecții de drumuri, de multe ori când suntem în necazuri și în probleme, de multe ori când avem de luat anumite decizii grele și nu știm care ar fi cea mai bună variantă pentru noi, sau de multe ori când nu știm ce să facem, ne gândim la Dumnezeu. Pentru că singura soluție atunci când nu se mai poate face nimic este Dumnezeu. Și vreau să vă citesc un verset din Isaia 41, versetul 10. Un verset foarte ziditor pentru sufletele noastre. Nu te teme, căci eu sunt cu tine.
Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Indiferent de statutul nostru, indiferent de vârsta noastră, indiferent de ceea ce suntem, indiferent de confesiunea noastră, singurul fără de care nu putem realiza nimic este Dumnezeu. Și un crez al meu personal și al familiei mele, și cred că este crezul și al dumneavoastră și al multora dintre noi, este nimic fără Dumnezeu. Am experimentat acest lucru de foarte multe ori, nimic fără Dumnezeu. Pentru că întotdeauna când îl pui pe Dumnezeu prioritar în viața ta, în familia ta, în problemele tale, în societate, la biserică, la locul de muncă și oriunde altundeva, biruința este garantată. Când încerci să faci ceva fără Dumnezeu, s-ar putea să ai parte de un eșec mare și să rămâi doar cu semne de întrebare. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Asta ne îndeamnă astăzi Dumnezeu, astăzi și nu doar astăzi, și întotdeauna pe fiecare dintre noi. Eu vreau să rămân la aceste gânduri. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, să vă facă parte de mult bine, să aveți pace în viața dumneavoastră, în sufletele dumneavoastră, în familie, în societate, oriunde vă veți afla, și cu toții să căutăm în fiecare zi să-i slujim și să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Doamne ajută! Haideți să ne ridicăm cu toții și așa cum am spus, fratele păstor va mijloci înaintea Domnului. Domnul să lasă lui binecuvântare peste comună noastră. Amin. Binecuvântăm numele Tău mare, Doamne Dumnezeul nostru, și Te lăudăm pentru îndurarea Ta. Îți mulțumim pentru această dupămasă, îți mulțumim pentru locul acesta unde ne-am putut aduna în numele Domnului Iisus, pentru a participa la această slujbă. Îți mulțumesc pentru toți invitații care sunt aici. Te rog, revarsă-ți îndurarea Ta peste ei, Doamne. În aceste momente venim cu închinarea noastră înaintea Ta, venim în rugăciune și Te rugăm, primește-ne pe fiecare dintre noi. Eu rostesc cuvinte în această rugăciune, dar sunt aici suflete care rostesc gânduri înaintea Ta în aceste momente, care au dorințe, care au așteptări. Te rog, ia aminte la fiecare năzuință a inimii noastre, Tu care ești mai mare decât inimile noastre, Tu care cunoști dorințele noastre, ascultă-ne, Doamne, și ia aminte. Eu știu că în locul acesta sunt persoane care așteaptă ca Tu să Te atingi de trupurile lor, Doamne. Eu știu că aici sunt persoane care poartă suferințe în trupurile lor și de aceea mă rog, dăruiește vindecare în seara aceasta. După masa aceasta, întinde-ți mâna Ta, Doamne, și dă sănătate fiecăruia dintre cei prezenți aici. Mă rog, Doamne, pentru sufletele care sunt în suferință. Eu știu că emoțional, sentimental, sunt aici persoane, Doamne, care poartă traume cu ele în inimile lor, în viețile lor, de zile, de luni sau de ani de zile. Te rog, Doamne, vindecă și suflete în această dupămasă. Te rog în această seară, înviorează duhurile noastre, Doamne. Binecuvântă-ne aici cu prezența Ta, așa cum simțim această adiere proaspătă a vântului fizic, care ne încântă trupurile. Lasă ca Duhul Tău, Doamne, să fie ca o adiere de vânt, Doamne, care suflă peste noi în seara aceasta și dă sănătate și viață. Mă rog pentru cei care se simt apăsați, Doamne, de vreo încercare în care se află, de vreo povară a trecutului, a păcatelor, să lași iertare și eliberare prin sângele Domnului Iisus și pacea Ta să inunde inimile noastre, Doamne. Mă rog să folosești prilejul acesta și slujba aceasta și cuvântul ce va fi vestit, mărturia ce va fi adusă, cântarea ce va fi înălțată, să fie de folos, Doamne, pentru sufletele noastre și pentru mântuirea lor, Doamne. Mă rog, dacă sunt aici suflete care nu au siguranța zilei de mâine, Doamne, care se îndoiesc cu privire la viitor, Doamne, noi știm că Tu ești viitorul nostru. Noi știm că Tu ești Cel care promiți copiilor Tăi un viitor și o nădejde, Doamne. De aceea, în seara aceasta, mă rog, îndepărtează orice duh de teamă, orice frică cu privire la ziua de mâine, orice stare, Doamne, care poate să afecteze sufletul nostru și să ne subjuge. În seara aceasta oferă eliberare fiecărui suflet, Doamne.
dacă există aici îngrijorare cu privire la viața aceasta, cu privire la trăirea pe pământ, Doamne, noi știm că Tu ai făcut viața pe pământ. Noi n-am apărut în lumea aceasta ca o întâmplare oarbă. Nu, ci am apărut aici pentru că Tu ai poruncit să primim viață, pentru că noi am primit viață de la Tine. Din Tine avem viața, mișcarea și ființa. De aceea Te rog, oferă încredere cu privire la viața aceasta fiecăruia dintre noi. Pentru că noi trăim în lumea aceasta pentru că Tu ne-ai dat viață. Și noi știm, Doamne, că Tu nu ești doar viața, ci Tu ești și învierea, Doamne. De aceea în seara aceasta mă rog, dacă există aici suflete care sunt în amorțeală, în ațipire sau chiar moarte, adu-le Tu la viață, prin cuvântul Tău, prin puterea Ta, Doamne. Mă rog în numele Domnului Iisus să binecuvintezi pe toți cei prezenți în curtea aceasta, dar să-i binecuvintezi și pe locuitorii satului Cheanu Mare, pe locuitorii comunei Cheanu Mic, Doamne. Binecuvintează această comună, Doamne, din care îmi trag și eu viața și îți mulțumesc pentru locurile acestea natale, binecuvântate de Tine. Îți mulțumesc, Doamne, pentru cei prezenți aici. Rămână binecuvântarea Ta în locul acesta. Mai mult decât am putut eu să cer rugăciunea aceasta, Doamne, împlinește Tu. Ești mai mare decât inimile noastre și cunoști viitorul nostru, prezentul și trecutul. De aceea, ocupă-Te de fiecare suflet în seara aceasta și fă-ți numele de slavă prin lucrarea de evangelizare din locul acesta. Binecuvintează, Doamne, și conducerea acestei comune, Doamne, pe fratele Paul, Doamne, îl punem în mâna Ta. Binecuvintează Consiliul Local, binecuvintează toate bisericile din comuna aceasta, bisericile penticostale, bisericile ortodoxe și alte biserici, dacă mai sunt, fie sub binecuvântarea și protecția Ta. Și noi îți mulțumim. Binecuvintează Biserica Penticostală din Caianu Mare, Doamne, pe cei care sunt aici, pe cei care slujesc. Binecuvintează, Doamne, pe Costică, fratele meu care păstorește aici, lasă harul Tău peste el și peste cei ce slujesc în această biserică. Vrem ca numele Tău să fie înălțat prin trăirea noastră, dar și prin slujirea noastră. Vrem ca Tu să fii preamărit, Doamne, prin tot ce se întâmplă aici. Îți mulțumim pentru bisericile ce sunt în comunele noastre, în satele noastre. Îți mulțumim și pentru instituțiile de învățământ, Doamne, și Te lăudăm pentru că avem în mijlocul nostru și cadre didactice. Ne rugăm pentru domnul Ovidiu Boca, binecuvintează, Doamne, ca și conducător al acestei instituții de învățământ. Dăruiește-i har și călăuzire, Doamne, înțelepciune și pricepere. Îți mulțumim, Doamne, că încă în școlile noastre mai putem vorbi de numele Tău, Doamne. Mai putem avea ore de religie, mai putem avea oameni credincioși, Doamne. Și copiii noștri pot să învețe în școlile acestea și despre numele Tău. Binecuvintează, Doamne, școlile, chiar dacă acum este vacanță. Îți mulțumim pentru copii, mulțumim pentru cadre didactice, mulțumim pentru toți cei ce sunt aici. Doamne, îți mulțumim că Tu binecuvintezi mai mult decât noi știm să cerem sau gândim. De aceea ne punem în mâna Ta și Te lăudăm, Tată, Fiule și Duhule Sfânt, acum și în veci de veci. Amin. Lăudat să fie Domnul, vă rog să ocupați locurile. Mulțumim lui Dumnezeu, mulțumim domnului primar pentru gândurile frumoase, fratelui păstor pentru rugăciunea înălțată înaintea Domnului. Dumnezeu să ne asculte și Dumnezeu să fie înălțat. Numele Domnului va fi înălțat în continuare prin cântare. Fratele Pomotaru va cânta două cântări. Domnul să-l binecuvinteze, apoi grupul de la Baia Mare două cântări. Și apoi fie inimile noastre pregătite pentru ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, într-un mod special mărturia pe care fratele Carlos o va aduce înaintea Domnului. Dumnezeu să-l binecuvinteze pe el și pe fratele Valerio care îl va traduce. Numele Domnului să fie înălțat. Amin. Ești orfan în viața ta și nu ai mamă. Izvor de dragoste, tu încă n-ai sorbit. Adesea stai și vergi mereu lacrimea mare, urându-ți soarta care te-a nenorocit. Adesea stai și vergi mereu
lacrimi amare, urându-ți soarta care te-a nenorocit. De ești orfană, viața ta și nu ai tată, și n-are cine-ți dea o mână de ajutor. Copilăria ta a fost întunecată și visul tău uscat mereu de-atâta dor. Copilăria ta a fost întunecată și visul tău uscat mereu de-atâta dor. Ești străin, lumea aceasta n-ai pe nimeni, necazul tău tu n-ai cu cine să-l împați. Și ți se pare că-i ascunsă fericirea și bucuria te ocolește încetat. Și ți se pare că-i ascunsă fericirea și bucuria te ocolește neîncetat. Iată o veste, un cuvânt îți spun acum. Izvor de dragoste pentru orfan, el pentru-n loc numit loc de răstignire, ce curge acum aproape 2000 de ani. El pentru-n loc numit loc de răstignire, aproape 2000 de ani. Fericirea din locul acela te privește și bucuria te așteaptă an de an. Și cine vine aici, tată, mamă, găsește și fericit el mai e orfan. Și cine vine aici, tată, mamă, găsește și fericit el nu mai e orfan. Și fericit el nu mai e orfan. Slavă și glorie lui Dumnezeu! Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Mă bucur de toți cei care ați venit să ascultați Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu care ne dă viață și ne dă viață din belșug. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți! Am aici niște prieteni care părinții lor mi-au lăsat un telefon și mi-au spus și unde se află casa lor și tot timpul când trec pe lângă ei mi-au spus poți să intri aici, să stai la noi, să mănânci cu noi, să te bucuri cu noi, Dumnezeu să-i binecuvânteze. Și eu să-i rog să vin aici ca să mă ajute să cânt o cântare. Este o cântare care spune cu suflet mă grăbesc acasă să sosesc. Aș vrea să vă spun că înainte de a veni încoace, noi avem grijă de niște refugiați și le-am spus că eu nu o să fiu o bucată de timp și le-am dat o listă să-mi scrie de ce au nevoie ca să le las să supraviețuiască și vreau să vă spun că ei mi-au spus că noi n-am știut că așa de mult război o să țină și spuneau că așa de
ne dor și nouă de casa noastră, chiar dacă este borbandată și distrusă, dar am vrea să mergem să ne întoarcem acasă. Viața aceasta este trecătoare, noi ne vom întoarce acolo sus. Cântarea spune acolo unde sunt străzi de aur. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să-L putem cunoaște pe El și să ajungem acolo. Amin. Te bescă și ușor, căciu la noi, ștup și sita s tavoi, Ierusalim. Zabudu s-o picior, zimrini ciuti jor, uitu s-a tu iuda, Ierusalim. Te bescă și ușor, căciu la noi, ștup și sita s tavoi, Ierusalim.
mâna ca să nu-l miște. Nu e problemă prea grea să n-o rezolve. Nu e furtună prea grea să n-o liniștească. Nu e durere prea grea să n-o aline. El purta ca pe umerii săi povara lumii. El poate lua chiar acum povara ta. Nu e problemă prea grea să n-o rezolve. Nu e furtună prea grea să n-o liniștească. Nu e durere prea grea să n-o aline. El purta ta pe umerii săi povara lumii. El poate lua chiar acum povara ta. El purta ta pe umerii săi povara lumii. El poate lua chiar acum povara ta. Să o aștept
niște alte ramuri de măslin. Ai fost altorit și nu te-ai pocăit, și în locul tău vor crește alte ramuri de măslin. Ai fost altorit și nu te-ai pocăit. Privește viața ta, ai avut un timp de har. Nu știi dacă mâine Iisus îi dăruiește iar. Dacă inima mereu, mereu se va împietri, mântuirea ta greu vei găsi. Ramuri de măslin, ai fost altorit și nu te-ai pocăit, și locul tău vor crește alte ramuri de măslin, ai fost altorit și nu te-ai pocăit. Slavă Domnului!